Cristi a făcut un live la scurt timp după ce a părăsit competiția Mireasa, în care a încercat să răspundă câtorva întrebări ale susținătorilor, însă a fost destul de discret, așa cum ne așteptam. Nu a prea vrut să dea foarte multe detalii sau să intre în tot felul de subiecte care nu-l privesc. Am spus că în casă a încercat tot timpul să aplaneze conflictele și să nu se creeze diverse situații. Cristi a fost impresionat de numărul mare de susținători pe care îi are, de numărul mare de mesaje pe care le-a primit în timpul acestui live. Spunea că este surprins că atâta lume îl apreciază, pentru că el mai făcea live-uri și înainte, dar scurte, și nu avea atâția oameni pe live. Foarte multă lume i-a adresat întrebări despre Liza, despre Delia, Dedi și toată această situație. Chiar și el a precizat, am văzut că multă lume mă vroia împreună cu Eliza. Dar în legătură cu Eliza, el a precizat că nu este genul care să-și facă o relație doar de dragul de a-și face o relație și a făcut doar ceea ce a simțit. Spunea că nici saxofonul nu a vrut să-și-l aducă la emisiune pentru că nu vrea să spună lumea că a venit aici să se promoveze sau mai știu eu ce. Cristi a mai precizat că, într-adevăr, avea și ceva probleme de sănătate, nici nu mai avea răbdare să stea în casă, plus că nu-i plăcea să intre într-o felul de conflicte, să atace și așa mai departe, nu este genul lui. El este un om bun, liniștit și nu se regăsea în acest context, așa că cumva pentru el a fost mai bine că a părăsit această competiție.